Bună seara și a revenit cu drag la Prof Online cu exerciții de geometrie. Geometrie facem asta. Hotărâți. Da. Gata, punem la treabă. Începe să citește problemele care... Fie un 4 de la pagina 137. 4 de la? 137. 37, da. Zi. Fie un triunghi oarecare, ABC. Triunghiul... Deci ipoteză, da? Da. În ipoteza mea. Un triunghi A, B, C. Pare clar. Da? Prelungiți latura CA. Să și desenăm, da? Da. Deci un triunghi oarecare. Asta înseamnă că toate laturile sunt diferite una de alta. Ca să nu fie isoscel, să nu fie echilateral, da? Asta vă spun. Deci triunghiul A, B, C, triunghiul ABC. Și zice să prelungim latura CA. CA, da. Să o prelungim, nu spune în, ce, în care parte, ia prelungiți latura CA în segmentul oarecare, AG. A? AG. G, da? Da. AG. Un segment AG. Înseamnă de la încolo, da? Așa înțeleg. AG. A, da. Am prelungit-o. Așa. Deci, într-un triunghi oarecare ABC, prelungiți latura CA cu un segment oarecare AG, iar latura CB cu un segment oarecare BH. BH. Mai mare decât ăsta, ca să nu intrăm într-o situație particulară. BH. Da? Construiți AA prim, nu segment. Ce este AA prim? AA prim bisectoare. Aș. Bisectoarea unghiului GAB. G-A-B. Da. Ăsta-i A. Unghi deci, exterior triunghiului ABC. Corect. Ăsta este unghi exterior și să ducem bisectoarea? A-B. A-B. Îmi facem, nu vom întâlnit cu B? Deci A-A' bisectoarea unghiului acesta exterior. Da. Și știți bine cum construim cel mai corect bisectoarea. Uite, Adi, cum facem? Nu. Cel mai bine cu un compas. Trasăm Adi un arc de cerc. Nu neapărat cât AG, ci un arc de cerc mai mic, să spunem așa, da? Un arc de cerc. După care, notăm aici, cum am zis, notăm cu M și N, punctele în care au tăiat pe AC și pe AB, cu M și N. Și acum vii cu compasul și cu o deschizătură oarecare trasez un arc de cerc. Cu aceeași deschizătură vii și în partea asta și se întâlnesc cele două arce de cerc într-un punct și când unești pe A cu punctul ăla, este bisectoare perfectă. N-ai un compas? Nu. Băi, de la geometrie, cu fără scule, băi. La război, fără armă. Da. Ducem bisectoarea. Acum am pus-o eu, n-am compas acolo, dar nu m-am arătat că am cum să duce bisectoarea acolo. Da? Bine. Așa. Și BB prim, bisectoarea unghiului HBA, unghi exterior, unghiului ABC. HBA, adică unghiul ăsta exterior, și ducem și lui bisectoarea. Tot așa. Cel mai corect ar fi să construiesc, dar... BB prim, am spus, da? Da. Și AA prim. Bun. Așa. Notați A' intersectează BB'. A' se intersectează cu BB' într-un punct. I indice C. I indice C, da? Ce? I indice C. Da. Așa scrie. Bun. A. Prin măsurare cu raportorul, verificați dacă semidreapta CI indice C este bisectoarea unghiului ACB. Deci să vedem dacă CIC, asta de aici, unindu-le așa, dacă este bisectoarea unghiului C. Da? Asta. Dacă este bisectoarea unghiului ACB. ACB. Da. Bine. Așa trebuie să facem. Da. Atenție, dacă am dus-o corect, cât se poate de bine, dacă tu, Adi, nu ai compas, duc raportorul. Deci fixez raportorul
pe una din laturi. Hai să vedem cum procesez. Uite cum fac eu și tu se urmărește aici. Deci, uite cum am procedat. Deci fixez la portorul încât să măsurăm bine unghiul ăsta. Din partea asta văd că încerc pe măsura și vezi că are câte grade aici? 120 de grade. Deci măsura vezi așa cu ăsta, 120 de grade. Și la 60 pui un punct aici la 60 și ai dus pe secoarea. Deci fixez așa. Cu liniuța chiar în vârf, cu partea asta să fie pe latură și vezi acum arcul cât de mare este. Și îl vezi aici, arcul de 120. Unghiul acela. Da? Faci și tu acela. Unde este? Deci, pur și simplu, așa ți-ai fixat. Dar vezi că e arcul mare aici. Trebuie să duci asta mult mai lungă. Asta apare unghiul. Da? Uite așa. Dacă ducem la aturile acestea. Deci e atât de fain cu, de construit cu... Cu cine am spus eu? Compasul, nu-ți povestesc. Deci, uite așa. Deci asta neagră aici. Așa, și în lungime. Și atunci vezi câte grade ai așa. 0, 10, 20, până aici. 100. 100, da? Și când ai în două, la 50. La 50, e pus un linuț. Și unește acum și asta e bisectoarea unghiului respectiv. Da? Deci punctat, e dus bisectoarea. Unghiul ăla, da? Deci, atenție! Am dus bisectoarea unghiului GAB. Unghiul este ăsta, da? Se cheamă ăsta unghiul exterior triunghiului. Da. Deci unghiul care se obține prin prelungirea unui laturi, pentru unghiul A, este unghiul suplimentar. Pentru că unghiul A și cu celălalt vecin fac împreună 180 grade. Da? Deci este unghi suplimentar. La fel, prin fiindcă am prelungit latura CB, unghiul ăsta așa, AD, poartă numele de unghi exterior triunghiului de aici. Da? Este exterior. Și pentru cele două unghiuri, ducem bisectoarele, cele două bisectoare se întâlnesc într-un punct. E vorba de bisectoarea A, A' și B, B'. S-au întâlnit într-un punct I, indice C. Știți de ce se notează cu I, indice C? Pentru că este un punct opus unghiului C. Deci este I, indice C, este în interiorul unghiului C. Uite, Adi, I, indice C este în interior. Vezi, asta este unghiul C. Și I, indice C, l-am obținut în exteriorul triunghiului, opus unghiului C. Da, și de aceea I, indice C. De aceea l-am zis I, indice C. Nu zis, nu zis I, indice B, indice A, I, indice... Dacă ar fi fost în partea asfaltă, bisectoarele, indice I, indice A. Ai înțeles, nu? Deci, se notează cu I, indice C, pentru că el se află în interiorul unghiului C. Am înțeles. Da? Din rezultat din cine? Din bisectoarele unghiurilor exterioare. A unghiului A, A', bisectoare și a unghiului B, B'. Hai să gândim. Dacă I indice C este pe bisectoarea unghiului unui unghi, să ne amintim, aseară am stat de vorbă și mai reau o dată. Deci, Adi, n-ai fost aseară, nici n-ai urmărit lecția când n-am fost pus abia acum astăzi, se pune. Ei, când duc bisectoarea unui unghi, ce face bisectoarea unui unghi? Unghiul în două părți. Unghiul în două părți, e adevărat. Dar mai am descoperit noi aseară o proprietate spectaculoasă. Mediatoare? Nu, 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 un pic. Știi ce ne-au venit în minte? O, X și Y. Ne-au venit în minte la un moment dat să luăm un punct de pe bisectoare. Am luat un punct I. Și am dus perpendicularea din M pe
latura OX și din M pe OY. Și am notat aici M1 și M2. Ne uităm la triunghiurile astea care au apărut aici. Când am dus perpendiculară, marcăm acest lucru, nu? Te-am luat acestea, că unghiul din ordinea. Știi, am luat spre cercetare triunghiul OM1M și MOM2. Ce se pare ți la prima vedere despre aceste două? OM e latura comună. OM e latura comună. Unghiul MM1O e concurent cu MM2O. Din 90 de grade. Da. Și vin bisectoarea asta, unghiul de aici, o, cât asta? Da. Adică zici unghiul MOM1. Cu MOM2. Congruente. Da. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Privindu-le așa, câtă vreme ai ipotenuza, asta se cheamă ipotenuza cea mai mare, și un unghi ascuțit. Ipotenuză unghi. Este cazul de congruență, ipotenuză unghi. Da. Triunghiurile astea sunt congruente și atunci și MM1 este cât MM2. Da, dar MM1 l-am luat la întâmplare. N-am luat într-o poziție anume. Dacă mă luam mai sus, mai jos, oriunde pe dreaptă, la fel s-ar fi întâmplat. Și atunci am descoperit că toate punctele de pe bisectoare, toate punctele de pe bisectoare, au calitate. Sunt la egal distanță de laturi. Deci, dacă iei punctul ăsta, deduci cu perpendiculara la prima latură și până la cealaltă, ele sunt segmentele cele de aceeași mărime. Deci e o calitate foarte interesantă. Deci bisectoarea unui unghi, putem zice așa, bisectoarea unui unghi, prima definiție, definiția unghi. Bisectoarea unui unghi împarte unghiul în două unghiuri congruente. Știai asta, da? Da. Bisectoarea unui unghi împarte unghiul în două unghiuri congruente. Împarte unghiul în două unghiuri congruente. Și a doua definiție foarte, foarte importantă, echivalentă cu aceea de înainte, definiția 2, punctele de pe, bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Adică, putem spune că bisectoarea unui unghi este mulțimea punctelor, deci definiția asta ar fi, bisectoarea unui unghi este mulțimea punctelor din interiorul unghiului situate la egală distanță de laturile unghiului. Da? Se poate lega distanță de laturile unghiului. Ei, în momentul de față, ori folosim bisectoarea ca o semidreaptă care împarte unghiul în două unghiuri congruente, ori o folosim pe calitatea cealaltă, să fie la egală distanță de laturi. Deci, ori o definiție, ori cealaltă, tot atât de bine este. Acum, hai să privim așa. Vedem că bisectoarea unghiului acesta s-a întâlnit cu bisectoarea unghiului acesta, exterior, într-un punct IC. IC este pe prima bisectoare? Da. Pe A prim? Este. IC este și pe BB prim? Da. De acord. Deci, ce se întâmplă dacă privim din perspectiva asta? Că IC este pe A prim. Păi, din cine este formată bisectoarea? Din toate punctele care au calitatea, că de oriunde aș duce, dacă duc perpendiculară asta și cealaltă, aceste două sunt egale. Da, asta de oriunde aș fi. Dar atunci tot atât de bine se întâmplă și cu IC. Așadar, dacă duc perpendiculară din IC pe cine să duc? Pe... Ne cere pe BC. O secundă.
Să o duc pe AC, da? Pe AC mai întâi. Deci duc pe eu zic că vorbesc de faptul că IC este pe bisectoarea unghiului exterior, adică pe bisectoarea unghiului GAB. Prin ce eu am înțeles asta prelungită, da? Da. Ei, faptul că e pe bisectoare înseamnă că dacă duc pe iar IC-ul este la egală distanță de latura asta și de latura asta. Corect. Adică, iată, dacă duc perpendicular așa, din IC, am dus așa, deci perpendiculară să facă și unul din 90 de grade, și notăm M. N-am mai notat nicăieri, nu? N-am mai notat. Nu. M. Și duc din, tot din IC perpendiculară pe latura cealaltă, încât ai să fie notat cu N. Cum este ICN cu ICM? Sunt congruente, conform proprietății magnetice. Încă o dată. Deci, adeți, insist. Punctele de pe bisectoarea unui unghi, ăstuia, unghiul acesta, toate au calitatea că de oriunde ar duce perpendiculara, cele două perpendiculare, uite că am spus aici. Sunt egală distanță, de la. Deci, dacă mă opresc aici, duc asta și asta, cele două sunt la fel, de bani. Mă duc în acordul, iar duc perpendicular și perpendicular, sunt egale. Tot așa se întâmplă și cu IC. Fiind un punct de pe bisectoare, el are calitatea de a fi la egală distanță de laturile unghiului, adică de AB, o latură, și de latura A, cum am notat-o aici, AG, A, latura cealaltă a unghiului. Adică ICN este cât ICM. Dar BB' este bisectoarea ăstuia. Dacă e bisectoarea unghiului acesta a lui ABH, și din nou IC, privindu-l pe bisectoarea aceasta, BB', din nou se bucură IC de proprietatea că este și din nou egal, la egală distanță de latura AB, adică e vorba de ICM, și de la latura, și de latura cealaltă, BH. Adică, adică e vorba de, cum să o notăm aici, P. Deci, insist, IC, punctul ăsta deștept, situat pe prima bisectoare, e vorba de A, B, A, A', situat pe A', are calitatea de a fi la egală distanță de latura asta și de asta. Dar distanța asta e notată cu ICN, iar distanța cealaltă am notat-o cu ICM. Tot atât de bine IC și pe bisectoarea BB'. Dacă și pe bisectoarea BB' din față de laturile A, P și de ce ale unghiului, a cărei bisectoare am dus-o, pot spune că ICM este cât ICP. Da? Miruna, insist încă o dată. Vreau să vă, hai să vă prind copii, că dacă voi sunteți atenți, am acum șansa să vă transmit un mod de a gândi altfel decât vă spune autorul acolo, cu raportorul și nu știu ce. Atenție mult! Deci, am un unghi. Asta. E tot bisectoarea. Am demonstrat, am văzut că triunghiul acela, luat un punct la întâmplare, Adi, un punct la întâmplare, am arătat că M1 cu M2 sunt egale. Deci oriunde te duci tu cu punctul M de pe bisectoare, la orice punct te opri, vei constata de fiecare dată, cum s-a întâmplat pentru momentul acesta când ne-am oprit noi, că aceste segmente sunt egale. Deci înseamnă că bisectoarea e formată din toate punctele din interiorul unghiului, bisectoarea interioară a unui unghi, ca vorbim și bisectoarea exterioară. Iată bisectoarea exterioară. Vorbim, deci putem, bisectoarea oricărei unghi, în general vorbim, da? Deci bisectoarea unui unghi este formată de mulțimea tuturor punctelor din interiorul acestui unghi, care au proprietatea de a fi la egală distanță din latura. Adică tot timpul am și perpendiculare și stânga și până și cealaltă. Sunt egale, sunt egale. Acum, ne întoarcem aici. Noi avem acum două unghiuri.
Odată e unghiul ăsta G, A, B, e un unghi. Vorba de două laturi, latura asta și latura cealaltă. Ca orice unghi, la orice unghi se poate construi bisectarea. Punctele de pe bisectare, oriunde ne-am oprit noi și am duce perpendiculare și perpendiculare, ele sunt egale, cum s-a întâmplat aici. Ne ducem tocmai la punctul IC, care a rezultat din intersecția lui A'. Așa spune problema, nu? Și cu bisectoarea BB'. Corect. IC-ul ăsta este și pe bisectoarea asta și pe cealaltă bisectoare. Deci și pe bisectoarea asta și pe bisectoarea BB' a unghiului de aici. Și acum mergem și analizăm. Dacă IC tu te afli pe bisectoarea A', apoi tu, punct, IC, ești la egală distanță de latura AG, asta, și de la latura AB. Și cum se măsoară distanța? Cu perpendiculare. Și am zis IC N și IC M. Cum ar fi zis aici? Adică M1 și M2. Da? Deci, odată, spun clar, că IC este la egală distanță de latura AG și de la latura AB. Adică IC N este cât IC M. Dar IC este și pe bisectoarea asta. Păi dacă e și pe bisectoarea asta și asta, spune, păi stai și față de mine se întâmplă același lucru. Adică, care sunt laturile unghiului? A, B, H. Ăsta e unghiul. Și fiind IC pe bisectoare, înseamnă că perpendiculara de acolo pe una din laturi, egal cu perpendiculara dusă pe cealaltă latură. Adică IC M egal cu IC P. Și atenție! IC N egal cu IC P. IC N egal cu IC M. IC M egal cu IC P. Nu cumva IC N este cât IC P? Da. Dacă asta e cât asta, asta e cât asta, nu cumva astea două sunt egale? Da. Păi punct, cine? Ce se reprezintă IC N? Distanța de la IC până la latura C A. Ce a fost în prelungire. Da. Și IC pe ce reprezintă? Distanța de la IC față de latura BC. Iată că acest IC la egală distanță de latura AC și latura AB. Prelungite, da? Uh-huh. Păi nu cumva punctul acesta este pe bisectoare? Unde ești? Dacă este la egală distanță. Da, da. Și atunci înseamnă că CIC este chiar bisectoare. Fără să mai măsurăm. Numai că autorul a spus să vă surprindă sau dacă nu... Nu. Vă dă suficiente informații, dar trebuie să știți proprietatea asta. Că punctele bisectoare sunt la egală distanță de laturi. Și acum el, ca să vă incite, ia măsurați voi acum cu raportorul. Nu cumva constatați că asta e bisectoare? Și dacă se face cu multă precizie... Dacă se face... La B zice construiți ICD perpendiculară pe BC. IC... D. IC... D perpendiculară pe... BC. Pe BC. Pe BC am construit-o, am notat-o cu pe IC... Pe AB ați construit-o. Pe AB, da. Pe BC. BC. Am construit-o. Este vorba de ICP. ICP la voi. Da. Să o notăm cu ce? Ca cu să, D, cu D. Ca așa. Să fim în limbajul autorului. Corect. Și vrea să trasați un cerc de centru IC și rază ICD. Corect. Dacă ce observați? Da. Dacă veți fixa compasul, atenți, dacă veți fixa compasul aici, vârful compasului aici, și cu lungime veți lua raza până la T, lungimea ICD, și trasați un cerc, veți sesiza că cercul respectiv atinge latura AB în M, latura AC o atinge în punctul N, cum am notat noi. Adică cercul este tangent laturilor respective. Se cheamă că cercul este în exteriorul triunghiului. Se cheamă că cercul este ex-înscris triunghiului. Da? Se cheamă ex-înscris, adică nu este înscris, nu este C
circumscris ca la intersecția mediatorului. Nu este înscris. Nu este înscris ca la intersecția bisectoarelor interne. Interne. Am vorbit la seară. Da. Ci este ex-înscris. În exteriorul triunghiului. Da? Triunghi? Ex-înscris se cheamă asta. Mai repet o dată. Datoria mea este să repet până când se înțelege perfect. De unde s-o iau, de tot de acolo, ca să înțelegem încă o dată și încă o dată și încă o dată, repetăm o dată, încă o dată și o dată, până când înțelegi Biruna, e bine? Deci, Biruna trebuie să vorbești. Am luat ori luăm de pe bisectoare, constatăm că laturile M1, da. M... Așteaptă să zică și ea, că mama de satei tu urmărește să dacă cumva greșești, atunci insisti, da? E nici mâna. Am mai discutat noi, ne respectăm. Da? Asta țin foarte mult la chestia asta. Te rog, Miruna. De fiecare dată, dacă nu am M1, M și M2, de fiecare dată sunt congruente. Dacă avem un unghi, X sau Y, da, și îi ducem bisectoarea. De fiecare dată, laturile vor fi congruente. Nu, da. Ăla care acum te urmărește pe tine, nu înțelege nimic. Da? Trebuie să te exprim corect. Ce constatăm? Despre bisectoare știem așa, pentru un unghi, ducând bisectoarea, înseamnă că împarte unghiul în două unghiuri congruente. Asta era definiția care o acceptați. Ați stabilit-o. Și mai insistând noi, spuneam așa, mai insistând noi și privind cu mai multă atenție la punctele de pe bisectoare, ne vine în minte să luăm un punct la întâmplare și să ducem, ce să ducem? Perpendicularele. Pe laturile unghiului. Și am constatat acum, Adi, te rog să spui tu, ce am constatat? Că M1 e congruent sau egal cu M2. Deci, indiferent unde ar fi M1, doar pe M1 ăsta l-am luat așa la întâmplare. Nu poți să spui că mai dacă e în poziția asta, nu știu ce. Da. Indiferent unde îl duce. Da, indiferent unde îl duce, constatăm că M1 este egal cu M2. Astea sunt distanțe de la un punct la o dreaptă. Prin perpendicular așa înseamnă. Distanțe de la un punct la o dreaptă. Și înseamnă că bisectoarea e formată din toate punctele, situate ele, punctele acestea de aici, situate la egală distanță față de latura de unghiul. Este un prim pas pe care l-am făcut și atunci putem interpreta bisectoarea ca fiind mulțimea tuturor punctelor situate, mulțimea tuturor punctelor din interiorul unghiului situate la egală distanță. Nu poți să spui că se stă în punct de bisectoare, Adi. Că dacă te gândești la el, distanța asta nu este ca asta. Da? Deci, pe cine prinde bisectoarea? Pe cine prinde Miruna? Pe toate punctele se poate la egală distanță. Și am definit aseară și insist încă o dată, putem surprinde într-o definiție mult mai elegantă, acceptată în matematică, mulțimea tuturor punctelor care se bucură de proprietatea asta de a fi la egală distanță, poartă numele de loc geometric. Și atunci bisectoarea, să notezi și tu, bisectoarea unui unghi, este mulțimea tuturor punctelor din interiorul unghiului. În paranteză, locul geometric al punctelor, și închidem paranteza, ce au proprietatea că sunt la egală distanță de laturile unui unghi. Deci, bisectoarea acum poate fi văzută în două moduri. Două definiții putem să o surprindem, nu? Ca fiind cea pe care o știți voi când parte unghiul în două, semidreapta care parte unghiul în două unghiuri congruente, și cea de-a doua variantă este vorba de faptul că e formată din toate punctele la egală distanță de laturile unui unghi. Și acum, ce am făcut în problema asta? Am dus odată bisectoarea unghiului ca un unghi, cum a fost aici, Adi, îl putem și vedea și pe ăsta ca unghi, nu? Un unghi format din intersecția două semidrepte, în punctul A. Ei, am dus bisectoarea asta.
ea e formată din toate punctele situate la egală distanță. Așa am zis. Inclusiv punctul ăsta aici, care a rezultat din ce? Din intersecția bisectoarea acesteia și bisectoarea unghiului celuilalt, a lui A, B și latura asta cu lungime. Da. Ce lată în prelungire? BC-ul. Și am urmărit cu H. Ca să vedem vârful în B. Cele două unghiuri așa văzute și cu ăsta sunt unghii exterioare triunghiului. Că nu sunt din interior, adică nu sunt aceste unghiuri. Sunt unghiuri exterioare. Sunt ăsta și ăsta altul. Și ducând bisectoarea asta din una, cu cealaltă, s-au întâlnit în punctul IC. Când e vorba de un punct rezultat din intersecția a două drepte, el se află și pe una și pe cealaltă. Adică IC-ul ăsta se află în mod sigur și pe bisectoarea din A care a plecat. Și pe bisectoarea din B care a plecat. Și dacă se află pe bisectoarea IC, înseamnă că el, ca orice punct de pe o bisectoare a unghiului, cea care a plecat de vârful A, e vorba de A prim, se află la egală distanță de laturile unghiului. Adică, conform acestei idei de mai înainte. Adică, IC cu o perpendiculară adusă ICN, egal cu ICM. Pe de altă parte, fiind și pe bisectoarea asta, înseamnă că e la egală distanță, același punct, de cele două laturi. Deci, ICM este cât ICD, cum am notat noi. ID. Ca să fie în ton cu figura, cu ipoteza din problemă. Și acum zic așa, dacă asta e cât asta, iar asta e cât asta, sigur asta e cât asta. Leagă pe cine? Cine îmi permite să spun egalitatea între asta și asta? Intermediarul ICM. Asta e cât asta, asta e cât asta, înseamnă că astea sunt între ele. Și dacă astea două sunt între ele, pentru unghiul ăsta, cu vârful în C, când IC se află la egală distanță și de latura asta și de latura asta, înseamnă că IC este pe bisectoarea din C. Altfel spus, bisectoarea unghiului exterior în A, cu bisectoarea unghiului exterior triunghiului cu vârful în B și cu bisectoarea unghiului interioare, toate sunt concurente într-un punct IC notat, punct numit centrul cercului circumscris. Excescris, pardon. Centrul cercului excescris. Cum s-a întâmplat la triunghiul inscris când am dus bisectoarea asta și cu bisectoarea asta la altă și cu bisectoarea de aici și am găsit un punct încât să fie la egală distanță de toate cele trei și am găsit centrul cercului înscris, cercul era în interior și tangematurilor, tot așa cum întâmplă acum, cu IC ăsta, care este centrul cercului ex-înscris. El este în afara triunghiului. Dacă aș putea acum să-și avea un compas și aș plasa aș încerca să plasez un cerc cu fie cu ICD, fie cu ICM, că doar sunt egale, fie cu ICM, ele sunt rază în condițiile astea. Și atunci cercul este aici tangent, este aici tangent la latură și ajunge tangent acolo și vine un cerc, nu? Așa, în afara triunghiului, ex-înscris triunghiului. Da? Nu este înscris, ex-înscris. Deci IC ăsta are calitatea de a fi centrul cercului ex-înscris. Hai să scriem toată povestea asta, să scriem matematic. Adi, te rog să începi să vorbim. Ca la demonstrație, nu? Da. Demonstrație. A prim, bisectoare. Bisectoarea lui B A G. Da? B A G. Bisectoarea unghiului B A G. Da? Bisectoarea unghiului B A G. Rezultă de aici că
Bun. Asta e citarea unghiului BAC. Mai avem de desubt BB'. BB' din sectoarea cărei unghi? BB' din sectoarea lui A, B, și H. H. A, B, H. A, B, H. Da. Acum, AA' intersectează BB', da? Egal cu punctul IIC. I indice C. Da. Da, indice C. Ce înseamnă că I indice C e rezultatul intersecției a două drepte? Este și pe prima dreaptă și pe a doua dreaptă. Deci rezultă de aici că I indice C aparține lui A'. Și I indice C aparține și lui BB'. E și pe una și pe alta. Da? Și pe A prin semidreaptă, parcă așa notează semidreaptă, pentru că pleacă din A, bisectoarea, semidreaptă aceea. Dacă IC e pe A', conform proprietății care am spus-o noi, rezultă că ICN este egal cu ICM. Da? Distanța de la un punct situat pe bisectoare la drepte, de care formează unghiul, cele două distanțe sunt egale. Deci rezultă că IC, vorbește tu, adică IC. Rezultă că IC, segmentul ICN este congruent cu segmentul ICM. Pentru că le-am dus, mai întâi am dus, e vorba de faptul că A', Miruna. A' este asta, bisectoarea, și dacă bisectoarea este la egal distanță de laturile astea, de latura asta și latura asta. Deci ICN este egal cu ICM. Și de altă parte, dacă IC este pe BB', IC este și pe BB', ce trebuie să se întâmple? Rezultă că... Rezultă că ICH... ICD. Așa. ICD. H-ul a fost luat mai încolo. Adică te dau mai încolo, ca să nu mai... ICD. Da, ICD. ICD egal, e congruent cu... ICM. ICM. Corect. Și se repetă ICM cu ICM. Da, din cele două rezultă că... Rezultă că... ICN e congruent cu ICD. Corect. ICN congruent cu IC. IC care e IC? N cu D. 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 Și atunci IC aparține faptul că e la egală distanță de laturile, este ICD distanța de la un punct la latura BC, iar ICN distanța de la un punct la latura CA, înseamnă că IC aparține bisectoare unghiului A, nu. A, C, B, poți să spui. A, da. A, nu, A, C, B. Dar asta e bisectoare interioară, da? IC aparține bisectoare interioară. Și cu asta am arătat că dacă din clipa în care ai intersecția a două bisectoare exterioare, și duci și unești pe C cu punctul respectiv, în asta este în calitate de bisectoare. Și autorul a spus, măsoară tu dacă nu o fi așa, să vezi. Și acum nu trebuie să zicem că I indice C, C, îi e bisectoare pe... Sigur că da. I indice C este bisectoarea unghiului ACB, am zis. Este bisectoarea unghiului ACB. Și că I, C ăsta, I, C este centrul cercului. Cercul scris, da? Centrul cercului X înscris triunghiului ABC. X înscris. Adică în exteriorul triunghiului înscris. X înscris. Fiindcă, da? Și în paranteză puteți spune că ICN, ICM și ICD
sunt raze ale triunghiului. IC, M, virgulă, IC, N, respectiv IC, D, raze. Că sunt fiecare, sunt congruente toate între ele, nu? Adică IC, M, egală cu ca lungime. Se zice congruente sau egale? Dacă vrei să spunem la măsura, ca lungimea lor, spunem măsura segmentul este egal cu măsura asta și egal cu măsura asta, adică au aceeași lungime, dacă vrei să spui sub aspectul acesta congruenței, atunci spui ICM congruent cu ICM, segment închis, da? Spunem ICM congruent cu ICN congruent cu ICD. Deci, segmentele sunt congruente, sunt privite ca raze și atunci dacă duci în cercul, cercul este tangent, chiar așa spunem. Cercul cu centru, cuvinte scrieți așa, cercul cu centru în IC. Cercul cu centru în IC. Și de rază, și de rază ICD sau ICM sau ICN, da? Și de rază ICN sau ICM sau ICD, este tangent laturilor triunghiului. Este tangent, adică taie într-un singur punct. Se lipește doar o singură dată. Tangent laturilor triunghiului ABC. Și este în exterior. Tangent laturilor, dar în exterior. Da. Acesta este centrul cercului X înscris. Dacă vrei să pentru unghiul A să facem același lucru, uite ce facem. Prelungim asta. Iarăși ducem bisectoarea asta și asta. Și, și toate se întâlnesc într-un punct. I indice A. Și acela va fi un cerc care va fi tangent la toate laturile unghiului. Și a prelungit, să înțelegem. Este centrul cercului X înscris triunghiului ABC, dar opus vârfului A. De aceea am notat pe indice A. Și dacă vrei pentru unghiul B, prelungim pe laturile unghiului ce pleacă din B, adică prelungim pe BA, pe BC și ducem bisectoarea în exterior aici și găsim un punct I indice B care va fi, va genera un triunghi sau va putea construi un cerc cu centru în IB și tangent laturilor triunghiului respectiv, așa în exterior. Ce v-am vorbit eu acum? În discuția care am purtat-o, m-am vorbit de centrul cercului X înscris. Asta e noutatea, da? Centrul cercului X înscris. De aceea se notează cu IC, IA sau IB. El este tangent laturilor, dar în exteriorul triunghiului. Iar când e vorba de centrul cercului înscris, ducem bisectoarele interne. Două din ele. Trebuie să avem în vedere că bisectoarele interioare sunt concurente, toate trei sunt trec în același punct, dar și bisectoarele două exterioare și una interioară sunt concurente. O altă observație, notați-vă și asta. Deci, bisectoarele interioare ale unui triunghi sunt concurente. Ce vrea să spun treaba asta? Dacă ai dus două, a treia care treci pe acolo e tot bisectoare celuilalt unghi. Deci faptul că sunt concurente, puteți să rețineți foarte clar că dacă am dus două bisectoare interioare și am găsit un punct acolo, deci dacă duc bisectoarea din C și din A, s-au întâlnit aici, atunci când o duc din B, este și ea bisectoare. Da? Asta trebuie să rețineți. Deci bisectoarele că sunt concurente, e suficient două să le duci, ca treia care trece prin punctul din intersecția lor, e și ea bisectoare, pe când în celălalt unghi. De asemenea, am spus că intersecția bisectoarelor exterioare și cu una interioară sunt concurente, cum ar fi aici IC, a rezultat din intersecția bisectoarelor unghiului exterior triunghiului cu vârful
în B și a unghiului exterior triunghiului cu vârful în A, cele două bisectoare s-au întâlnit în IC, a treia care pleacă din vârful C, interioară, se întâlnește cu cele două în același punct. Sunt concurente și ăsta. Asta am demonstrat noi. Deci, două bisectoare ale unghiurilor exterioare și cu bisectoarea unghiului interior, a vârfului interior, nu? Deci bisectoare, scrieți chiar așa în cuvinte, bisectoarea unghiurilor exterioare cu vârful în A și B, deci bisectoarele unghiurilor exterioare triunghiului, bisectoarele unghiurilor exterioare triunghiului ABC, cu vârfurile în B și în A și B, se întâlnește, cele două bisectoare, se întâlnesc, cele două bisectoare se întâlnesc cu bisectoarea interioară vârfului C. Bisectoarea interioară vârfului C. Și de ce notăm cu I indicii C? Ăsta e motivul, da? De ce notăm cu indicii C? Analog. Bisectoarea unghiurilor exterioare cu vârfurile în B și C, da, și cu bisectoarea interioară, cele trei se întresc într-un același punct, notat indice A. Corect. Iar bisectoarele unghiurilor exterioare cu vârfurile în A și în C, și cu bisectoarea unghiului interioare unghiului B, se întâlnesc aceste trei într-un punct I indice B. Centrul cercului circumscris. Asta a fost aici, ca discuție. Spuneți-mi altceva ce mai ceva pe mine. H-ul și G-ul le-au folosit autorul pentru ca să ne poată dirija. Când zic G-A-B, unghiul G-A-B. Că a zis, prelungiți latura C-B cu un segment are importanță, B-H. Tocmai pentru ca să putem vorbi de unghiul respectiv exterior. Așa, să putem citi unghiul respectiv. Uh-huh. Da. Problema 6 de la pagina 137. 6 de la? 137. Da. 6 de la 137. Care sună? Fie I. Un pic să ștertam, da? Aici 47, închidem? Nu, asta. Câte 47? Da, ca asta. Hai să închidem totuși, pentru că, da.